Angajații din sistemul sanitar implicați în gestionarea cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 au încasat stimulente de risc de 2500 de lei brut aferente lunii mai pe perioada stării de urgență. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate din Mehedinți a decontat în 2020 peste 2 milioane de lei acordați personalului din unitățile sanitare. Pentru luna mai 2020, angajații din cadrul unităților de primiri urgențe, serviciilor de ambulanță, direcțiilor de sănătate publică, IML, asistenți comunitari, dar și rezidenți implicați direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 au primit stimulentul de risc pentru gestionarea cazurilor de COVID-19 în valoare de 2.500 de lei brut. În Mehedinți au fost acordați 2.317.500 Lei. Instituția noastră a decontat în anul 2020 suma de 2.317.500 de lei, din care la spitale 1.437.500, iar diferența de 880.000 de lei s-au achitat cabinetelor de medicină de familie, cabinetelor din ambulatoriu de specialitate, laboratorilor de analize medicale. Pentru acești angajați, banii au fost suportați din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Sumele alocate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt în valoare de 81,5 milioane de lei și vor fi, de asemenea, recuperate în cadrul unui proiect cu finanțare europeană.